rog să-mi spuneți când putem începe. Bună ziua, bine ați venit! În acest final de săptămână, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus desfășurarea unor acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară pentru a proteja sănătatea oamenilor și pentru a nu permite desfășurarea unor acțiuni care ar duce la creșterea numărului de infectări cu noul tip de coronavirus. Acțiunile s-au desfășurat la nivel național, în sistem integrat, pentru verificarea respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă, la terase, baruri, cluburi în aer liber, pe plaje, în general activități unde este semnalată prezența unui public numeros. În total, au fost verificate 4052 de societăți comerciale, fiind identificate 42 de unități economice care nu respectau măsurile stabilite pentru această perioadă. Au fost aplicate 11 sancțiuni operatorilor economici pentru organizarea de activități în spații închise, publice sau private, pentru care sunt instituite interdicții și restricții. Valoarea amenzilor este de peste 10.000 de lei. S-au aplicat și 2 avertismente unor persoane fizice pentru că au participat la activități pentru care sunt în vigoare interdicții sau restricții. 328 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 40.000 de lei, au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. 19 sancțiuni, în valoare de 21.500 de lei, au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor privind carantina sau izolarea, iar 9 sancțiuni, în valoare de 4.000 de lei, au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de amenajare a teraselor referitoare la distanțarea fizică și locul prevăzut la mese. De asemenea, s-au aplicat 344 de sancțiuni la legea 61/1991, în valoare de aproape 100.000 de lei, precum și alte 260 de sancțiuni, în valoare de peste 560.000 de lei, pentru diverse alte nereguli. Polițiștii efectuează cercetări pentru 5 infracțiuni, 3 pentru port fără drept de obiecte periculoase, una pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și una pentru evaziune fiscală. Misiunile de verificare și control s-au desfășurat pe parcursul a 2 zile, vineri 19 iunie, respectiv sâmbătă 20 iunie. La aceste activități au participat peste 3.000 de polițiști și 540 de jandarmi, precum și aproximativ 570 de polițiști locali, 79 de reprezentanți ai Agenției Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, 58 de reprezentanți ai Ministerului Sănătății și 65 ai Ministerului Muncii. În ceea ce privește acțiunea care a avut loc în capitală, în noaptea de 20 spre 21 iunie, în intervalul orar 21:30, două noaptea, au avut loc 9 controle la cluburile și restaurantele din zona parcului Regele Mihai I, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 170.000 de lei. 12 sancțiuni în valoare de 10.700 de lei pentru nerespectarea legislației privind paza bunurilor și protecția persoanelor, 5 sancțiuni în valoare de 77.000 de lei pentru nerespectarea regulilor de protecție a consumatorilor, 3 sancțiuni în valoare de 43.500 de lei pentru abateri de la normele din domeniul sănătății publice, o sancțiune pentru nerespectarea legislației privind prevenirea și combaterea efectului consumului de tutun, și 2 sancțiuni în valoare de 40.000 de lei pentru activități comerciale ilicite. La aceste acțiuni au participat 81 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliția Municipiului București, de la Serviciul de Ordine Publică, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul pentru Acțiuni și Acțiuni Speciale și de la Poliția Sectoarelor 1-6, precum și 5 polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și 13 luptători din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. La aceste controle au fost cooptați și 6 inspectori ai Direcției de Sănătate Publică, 12 inspectori din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București, 6 inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București, precum și 4 comisari din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor București, care au verificat respectarea măsurilor ce trebuie aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În cadrul acțiunii ordonate de conducerea MEAI la nivel național, au avut loc și activități preventive, de informare, dar și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă în mijloacele de transport în comun. Aceste activități au fost desfășurate în principal de către personal din cadrul structurilor de poliție locală. În urma acțiunilor, la care au participat peste 4.000 de polițiști locali, au fost aplicate 28 de sancțiuni în valoare de 2.000 de lei pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție de către conducătorul auto și 179 de sancțiuni în valoare de 11.200 de lei pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție de către pasageri. 12 avertismente au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de separare fizică a spațiului destinat conducătorului mijlocului de transport sau nepăstrarea liberă a primului rând de scaune. 4 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea obligației de a monta în locuri vizibile destinate pasagerilor postere autocolante sau afișe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19. Doresc să fac o precizare. Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, referitoare la nerespectarea măsurilor de protecție sanitară în zona unei unități de alimentație publică din județul Constanța, Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne se va deplasa mâine în acest județ pentru a verifica modul de aplicare a planului de măsuri ordonat în videoconferința de săptămâna trecută. Doamnelor și domnilor, siguranța și sănătatea cetățenilor sunt priorități pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, care a dispus ca acest tip de misiuni la nivel național să fie desfășurate permanent în această perioadă pentru a proteja oamenii și pentru a preveni răspândirea noului tip de coronavirus. Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare socială pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur. Vă mulțumesc!